spus că nu-i bun. Este lucru, eu vă spui că n-am prevăzut. Așa spune cu mândrie Ioan Bucur privind serele făcute la Băla de nepotul său. Adrian Bucur și Ciprian Gorea sunt doi tineri care au crezut că se poate face treabă și în România. Pe terenul donat de bunicul lui Adrian, un loc ce rămăsese necultivat în ultimii ani, au ridicat cu bani puțin și trudă multă câteva sere de legume. Au început cu sapa și lopata. Eu, împreună cu finii noștri, am zis că să facem ceva, să începem ceva, să ne fie mai ușor, poate pe viitor, dacă vom avea succes. Și am zis că să ne apucăm de ceva, dar nu știam exact de ce. Am vorbit de una, de alta, nici de cum, și am zis că hai să ne apucăm de agricultură. Am venit, am văzut suprafața, era iarnă, era noroi, era frig, era o vreme nefavorabilă. Aveam la noi o simplă roabă, două hârlețe, o lopată, un ghem de ață și niște pari. Așa ați început, cu o roabă și da, câteva lopeți. Și roaba era și pe pană. Era? Haideți să facem ceva. Am venit aici, am văzut terenul, ne-am apucat de trasat și ușor, ușor am ridicat prima seră. Normal a fost vorba că în două săptămâni o terminăm, dar de fapt a durat în jur de două luni, jumate, trei luni. Dar la sfârșit totul a fost ok. Ați început cu sera unde ne aflăm acum, nu? Da, asta e prima seră, noi nu știam să sudăm, nu știam să facem nimic. Și am zis că să chemăm pe cineva care să ne ajute. Începutul a fost foarte, foarte greu, nu greu. Am început de jos. Noi am construit tot ce avem aici. Am început primul lucru, bunicii mei ne-au ajutat cu terenul. După ce Am demarat lucrările, am început construcția la solare. Au trecut 2 ani de când cei doi tineri de la Băla și-au început mica afacere. Anul trecut au lucrat în pierdere, dar nu s-au descurajat. Eșecul i-a întărit și i-a ambiționat. Deci ați început în 2018. Da. Suntem în 2020, deci de 2 ani de zile. V-ați extins între timp. Da, pe lângă sera asta mi-a ridicat încă 3 sere, 2 cu roșii, Casa Rosa și Pink Rocu, iar celelalte 2 sunt cu Ardei Capia și Gogoșaru Cabalan. Înseamnă că treaba merge, nu? Da, am vrea să ne mai extindem, am vrea să mai putem ridica încă 2, 3, 4, cât de mult se poate. Teren aveți? Mai greu cu terenul, dar vom face să avem și teren. Cât de profitabilă este afacerea aceasta voastră în agricultură, în legumicultură? Adică sunteți mulțumiți? Anul trecut, dacă facem o diferență între anul trecut și anul ăsta, e o diferență mare, pentru că anul trecut nici cheltuielile nu le-am scos, eram pe minus, eram demoralizați, dar de la bun început am zis că dacă unul cade, celălalt să vină să pună mâna pe el să zică hai că se poate. Am început să studiem, am început să căutăm un soi care să aibă gust. Nu am mai mers pe gândul să facem cantitate, ci calitate. Și am ajuns la soiul ăsta care anul ăsta și-a sudat arama pe față, am avut și profit. Suntem mulțumiți din toate punctele de vedere de soi. Bănuiesc că și cei care cumpără roșii de la voi sunt mulțumiți că altfel nu erați voi mulțumiți. Da, avem clienți care deja s-a abonat la noi, săptămânal, facem livrări în oraș. Lumea e mulțumită, mai ales când vezi comentarii și vezi că lumea te susține în chestia asta, îți dă o stare de bine, te ambiționează și te face să zici că, mă, da, se poate, putem merge mai departe. Este primul an la Ardei Capia. N-am mai cultivat niciodată. Arată bine, deci lucrurile merg bine, înseamnă. Da, suntem, și până în momentul de față, suntem foarte mulțumiți.
spunea Ciprian că ați învățat din mers. Da, pe parcurs. Am citit, ne-am documentat, am mai avut, adică avem o cunoștință, un prieten care ne-a ajutat cu sfaturi, cu ce să cultivăm. Ne-a ajutat cu foarte multe. Cum faceți udarea? Serele sunt mari. Au nevoie, plantele au nevoie de apă. Da. Cum udați? Urdarea este prin picurare, prin sistem de picurare, cum se și vede. Ardeii o să îi udăm o dată, de fapt, la două zile. O dată la două zile. Da. Vorbeam mai înainte și spuneați că roșiile nu le udați foarte des. De ce? Roșiile le udăm o dată la 12-14 zile, pentru că la roșie, după ce, cum se zice, după începe să fie în pârgă, dacă e udată de mai multe ori, își pierde din gust, din calitate, din aromă. Asta ați descoperit voi sau vi s-a spus? Ni s-a și spus, ne-am și documentat. Și v-ați dat seama că da. Așa e. Da. Vreau să te întreb ce faceți cu producția care o aveți aici? Noi facem livrări la domiciliu, în Târgu Mureș. La săten, la localnici. Da. Aveți un nepot care face treabă, văd aici. Eu am dorit. Totdeauna am fost la sfat cu el când i-am predat locul. Că eu, când am auzit că îl trebuie lui, automat, gata, ți-l dau cu plăcere. Și mi-a părut bine când o să merg la sfat, și aia a fost de acord. Nu i-a scălit și aia, mi-a scălit și eu. Și l-am dat lui, zic, Alifă, ce-ți place ție? Credeați că o să reușească? N-am crezut chiar așa. Nu așa. Chiar așa, n-am crezut. Până am văzut după aia alele, păi, până unde mai vezi? Păi el spune că se va extinde dacă așa, poate. Așa, așa, se vei facă. Și face, când mă mai vin de aici și am văzut ce lucruri bune. Ați gustat din roșiile lui, nu? Da, da, am gustat. Spune, nu? Foarte bune, foarte bune. Și pe ardei. Gogoșarii ăștia, păi, da. Când îi vezi așa, ăia roșunile ei mari, ce cum nu de la șate saturi. Apoi o să muncim, băi, să nu hodinea deloc. Era când o să apuca de lucru, mai ploua, mai era câte o vreme urâtă. El n-avea bani, am o țoie de murdărie, într-una lucra, într-una. Da. Băieți ambițioși. Ia. Tare, tare, tare i-a plăcut lucrul ăsta. Dar n-avea sisteme de astea cu picurători da, și... Da, nu de astea. Așa ni. Cum de mai țipam eu apă. Că n-am apă cu... Să le punem cu mâna. Dar aici, uite-le ele. La serele de la Băla s-a muncit și se muncește și acum în echipă. Eu una m-am bucurat pentru că acesta este și satul meu natal. Și pe această cale am ocazia să vin mai des aici. De când sunt mică am lucrat în grădină cu mama și pentru mine nu e ceva nou. Dar, bineînțeles, m-am gândit și la riscuri. Dar am zis să începem toți împreună, suntem uniți, ne ajutăm unul pe altul și sperând că o să avem rezultate bune, am zis că da. Tot ce ține de roșii, de ardei, de gogoșari în sine, de legat, de adunat, de strâns, de... De livrat. De livrat. Suntem și livratori. Vă ocupați și de livrat. Da. Da. Păi, atunci să vă întreb ce spun oamenii care gustă roșiile voastre. Oamenii, în principiu, sunt foarte mulțumiți și am dedus prin simplu fapt că ne caută, prin aprecierile lor, prin recenziile lor de pe internet, și avem o stare de bine, o mulțumire, o împlinire prin faptul acesta. Ce părere aveți? Merge legumicultura? E o afacere de viitor? Ce ziceți? Da, este și tot timpul va fi.
Pentru că, până la urmă, vorbim despre mâncare și mâncarea tot timpul o să fie căutată. Cu atât mai mult dacă produsele sunt bio, mai naturale, de la țară, crescute într-un mod cât mai natural. Și din punctul ăsta de vedere, eu zic că merge și e o afacere profitabilă, să zic așa. Da, va merge întotdeauna. E greu la început, dar cu răbdare și suntem împreună, ceea ce contează foarte mult, va fi bine. Acum, în toamnă, o să începem să cultivăm spanac, ceapă verde, ridichi, salată și prin ianuarie-februarie o să începem iară cu un rând de ceapă, dar o să o punem afară. Ați încercat să accesați banii europeni sau v-ați înscris în programul acesta de tomate sau ați văzut, ați citit despre ele? Am citit despre programul de tomate. Anul trecut, într-adevăr, am accesat acest fond. Ne-am ajutat. Dar anul ăsta am zis că nu mai mergem pe program, mergem strict doar pe puterile noastre și vom vedea acum cum e mai bine cu sau fără. Fonduri europene nu. Totul ce vedeți aici este construit din bani personali și din vânzare. Vrem să mai construim încă două sere și vrem încet să ne extindem, să prospere. Se apropie sfârșitul sezonului la tomate și la sere nu e vreme de stat la povești. Comenzile nu se lasă așteptate. E vremea când mureșenii își pregătesc cămările pentru iarnă. Scurt timp putem culege. Așa, ușor, ușor. Deja încep să se înroșească. Trebuie să pregătim pentru comenzi. Se poate, se poate. 60 de kilograme să fie copt. Prețul la 4 lei pentru bulion. Weekendul ăsta, sâmbătă, în jur de până la amiază, 2-3 maxim după masa. E în regulă? Sau doriți de după masă? Păi sâmbătă dimineața atunci. Noi suntem de la Băla. N-ar fi o problemă că repede ajungem de la Băla în Mureș. Da, da, da. Sau doriți să veniți dumneavoastră la noi? Dacă dorești. Dacă puteți și aveți cu ce să veniți, chiar vă rugăm să veniți încoace. Și atunci vi le puteți culege dumneavoastră. Care considerați dumneavoastră că-s mai copte sau care vă plac mai mult și le culegeți dumneavoastră. Nu, Adi? Da. Păi așa ar fi cel mai ok. Și pentru noi și pentru noi. Păi sâmbătă dimineața noi la ora 6-7 suntem aici. Frumos! Păi duminică mai stau femeile și pe drum în povești. Când viu la deal, tete, adă-mi unul de ăsta să văd cum îs. Și ce zic, le plac? Ai, cât ți-e să miră, tete, tu-l vei, Doamne, dar pe cum ești așa mare? Au el de pus în genie, dar păi numai așa. Icuță. Dar pe când vede unul de ăsta, nu asta da, zice, de femeile, zice, cu unul de ăsta, păi, mâncă-ntă-te casa. Sorte, sorte. Coșurile cu legume proaspete sunt pregătite.
Comenzile au crescut în ultimele săptămâni. Ciprian și Adrian își dau seama că nu au greșit când au ales legumicultura. Eu i-aș încuraja cu mare drag pe toată lumea, pe, mai ales pe tineri. Eu zic că e o afacere de succes. Se poate trăi. Se poate trăi, da. Am înțeles că anul acesta n-a fost un an foarte bun nici pentru legumicultură, dar totuși lucrurile la voi au mers bine, nu? Da. Deci foarte bine. Mulțumiți. Foarte mulțumiți. Să zicem că nici nu ne-am așteptat să avem producția care ați avut-o. Și care o avem. Și o aveți și la această oră. Da. Și în cele din urmă ajungem din nou la vorba bunicului. Și lucru bun e lucru bun. Și a să vezi. Descoperit la Săcele pe unul dintre cei mai mari iubitori ai plantelor din județul Brașov. Despre grădina lui Mate Levente se poate povesti fără răgaz ceasuri întregi. Și-a construit o mică afacere cu plante autohtone sau aduse de la mii de kilometri distanță. Dar spune că cel mai important lucru este pasiunea pentru grădinărit, nu profitul. Dintre cele peste 500 de specii de aici, vom afla astăzi câteva lucruri interesante despre plantele suculente, care sunt rezistente, foarte ușor de întreținut și nu au nevoie de multă apă. Nu le-am socotit, dar sunt peste 500 de varietăți de plantuțe, majoritatea plante perene de grădină. Am început de vreo 12 ani și încetul cu încetul, la început aveam 10-20 de varietăți și în fiecare an mai introduceam câteva noutăți, cât mai multe posibil, dar cât ne permiteam și noi să ne extindem. Cu ce ați început? Da, păi cu lavandă. Lavandă și plante aromatice. Am avut și cu plante anuale, la care acum am mai redus, că nu mai avem nici timp, nici spațiu și... E mult de lucru. Astea se produc peste tot, deci în fiecare localitate. Plantele perene, mai puțin acelea. Da, și nu le găsim peste tot. Pot să vadă cei care ne urmăresc și acum că aveți plante care nu prea le găsim în altă parte. Și mă gândesc la exact la plantele perene și o parte din ele despre care vom discuta în continuare, pentru că aici la dumneavoastră găsim și așa zise plante suculente care sunt nepretențioase și pot sta foarte frumos într-un aranjament de grădină și multe alte plante pe care nu prea le găsim nici la magazinele de profil și cu atât mai puțin în magazinele obișnuite sau în florării. Da, avem, ne-am extins și pe plante suculente. Acolo oferta e mai mică, sunt vreo 30 de varietăți, dar cele care le avem se cumpără destul de bine, deci le producem în continuu tot timpul anului. Semper Vivum, care mai nou se oferă ca mărturie de nuntă și nu pentru plântuța în sine, ci pentru denumire, că e Semper Vivum. Veșnic, care trăiește veșnic. Eu am auzit că cândva era folosit și ca plantă medicinală, e adevărat? Da, este. În Transilvania s-a și puneau pe acoperiș, spuneau că alungă spiritele rele, dar în toată țara se folosește ca pentru tratarea otitei, ca urechelniță. Chiar asta e denumirea, urechelniță, denumirea populară.
Și e eficientă oare? Da. Ați încercat? Da, pe fetița cea mare a ajuns de... Trebuia să-i extragă puroiul din urechi și în două zile am scăpat cu lântuța asta. Să discutăm acum despre acest grup de plante perene, care o parte din ele, evident, câteva care le avem aici, să ni le prezentați și să ne spuneți cum le putem aranja, unde și care sunt condițiile pentru a le menține frumoase. Da, majoritatea plantelor suculente sunt pentru zone mai uscate, deci să nu bătească în apă și de obicei soare, merg și la semiumbră, dar nu la umbră complet. Ele se numesc suculente deoarece absorb apă în frunze, deci în toată partea aeriană a plantei, absorb apă și când e secetă, ele de acolo se rehidratează, deci nu trebuie udate mereu. Astea de obicei se plantează chiar și pe acoperișuri verzi neudate, se numesc acoperișuri verzi extensive, cele care nu se udă, se plantează și nu mai trebuie udate. Pentru mulți e o veste bună asta, pentru că lumea e ocupată și mai rar are timp să ude plantele. Acestea sunt foarte rezistente. Da. Se mai pun și la cimitir, pe locuri de veci. Când cineva pleacă în altă localitate și e la distanță mare, nu poate să meargă zilnic să ude vara când e caniculă. Și atunci pune plante suculente care se întind, se face ca un covor și acoperă toată zona, nu mai lasă să crească nici burier, nimic. Cea roșie este Sedum album Coral Carpet. Aceasta se colorează în roșu portocaliu, frunzișu, și se numește Sedum album din cauza florilor, care în iunie-iulie sunt albe. Înălțimea plantei e pitic cu flori, cu tot are 10 cm. Sedum Acrea Urea. Acesta face niște floricele galbene. Ce e mai frumos la Acrea Urea decât la Sedum Acre Simplu, că are frunzele tot și iarna și vara galbene. Sedum Acre e cu frunze verde închis, tot cu floricele galbene. Sedum Pachyclados, asta la fel, e un soi pitic, 10 cm. Sedum Camchaticum variegatum, asta crește un pic mai înalt, cam la 15-20, dar când se deschid florile, mai durează cam 2 săptămâni. Anul ăsta un pic s-au întârziat toate, a fost iarna lungă. Anul trecut, pe vremea asta, erau deja înflorite. Are niște floricele portocaliu cu galben și cu frunzele roșiatice. E un colorit frumos. Mai e Sedum Telefium. Asta înflorește toamna. De obicei, după Sfânta Maria Mare, după 15 august, începe să înflorească. Aici avem cu frunze verzi, cu frunze roșiatice și ar mai fi, asta e din familia Mesembrianthemum, e Delosperma nubigeum, face niște floricele galbene, acoperă solul, înălțimea lui e 3 cm când înflorește. Deci interesant, seamănă cu păpădia, dar nu e păpădia. Da, nu e. Majoritatea cele care sunt pitice sub 10 cm se folosesc ca și covor. În multe țări se vinde ca și plantă călcabilă, deci că se poate trece peste el, bine, nu se joacă fotbal pe el, dar se poate călca. Da, se poate călca peste. Important este să nu băltească apa. Sol ușor nisipos, deci dacă solul este unul care se întărește foarte argilos, trebuie suplimentat cu nisip, acela mai sparge un pic să nu se crape, când e solul acela argilos care după ploaie zdravănă crea apă de... Sol bine drenat să fie, să spun. Da. În rest, chiar nu e pretențios. Se întinde cât îi permite locul, deci dacă nu sunt alte plantuțe sau
chiar și acoperă, dacă e pus lângă o bordură de beton, o să acopere și bordura de beton cu timpul. Spuneați că se pretează o parte din ele, cel puțin la acoperișurile verzi. Mulți se gândesc acum să-și facă în Occident, deja sunt încercări de acestea, unele foarte reușite chiar, de acoperiș verde. Nici acolo nu cred că trebuie procedat altfel decât în sol. Nu. Deci, tot ce e plantă suculentă merge pe acoperișuri verzi extensive. La extensiv, de obicei se pune un strat de pământ de doar 10 cm, dar sunt și intensive, merge și pe intensiv, că n-are nimic. Dacă e udat, crește mai repede, mai mare, mai bogat, mai frumos. Dar cele intensive acolo am văzut și cu copaci. Dar acolo stratul de pământ e de un metru, un metru jumate. În grădina de la Săcele am descoperit sute de specii de plante ornamentale și flori puțin cunoscute în România. Levente lucrează de câțiva ani și la o mică enciclopedie a plantelor aromatice și ornamentale, despre care vom vorbi cu alt prilej.